Binecuvânteze. Amin. Și Domnul să lucreze în adunarea noastră să fie o adunare vie. Amin. Cu Duhul Sfânt. Amin. Vreau să vă mărturisesc, fraților, că acum 2 săptămâni, în somn, să zic, am murit. N-am mai avut răsuflare, vreo 5 minute, să zic, să nu exagerez. Mi s-a luat răsuflarea și am simțit așa un întuneric. Și atunci mi-a fost tare frică, din privință că simțeam că nu sunt încă pregătită pentru ca Domnul să mă duc acasă sau nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Și așa încet ziceam, Doamne, eu încă nu sunt pregătită, vreau să mai rămân să mă pocăiesc, să fiu pregătită pentru lucrul acesta. Și așa încet, încet simțeam că intră Duhul din nou în mine. Și am să vă mărturisesc, printre atâtea lucruri am trecut, dar Domnul a fost tot timpul cu mine și simțeam lucrarea lui Domnul Iisus cum ajută și nu mă lasă și mă iubește. Și aș dori din toată inima să vă mărturisesc ca să aveți încredere în Domnul, că Domnul nu ne părăsește și este cu noi, căci noi am făcut o legătură sfântă cu Domnul Iisus și El ne-a răscumpărat de la moarte și ne-a dus la o viață vie. Să-L putem mărturisi că El este viu în viața noastră și noi trăim pentru să-L mărturisim, să simțim că El este Domnul Iisus care ne-a scos de la toate relele, de la toate lucrurile neplăcute care le-am făcut și știm că le mai facem, dar Domnul să ne ajute să depășim lucrurile rele, să mergem spre un bine când va fi venirea Domnului Iisus, să fim curați, să fim pregătiți pentru El.